Seara, doamnelor și domnilor, suntem în direct în grupul Microfonul Liber și chiar dacă eu azi am asistat la un astfel de microfon liber în parc, pentru prima dată la mine în București, în parcul Alexandru Ioan Cuza, Titan sau Iore, are vreo trei nume parcul acela, dar ca mielul acela care sugea de la două oi, a rămas flămând într-o zi și parcul Iore, Titan sau Alexandru Ioan Cuza s-a trezit fără tată, fără stăpân, fără proprietari. Ba, din contră, o parte a fost dată unor proprietari privați și în ultimii ani a fost distrusă. Aproape n-au mai rămas copaci acolo vii. Ba, chiar o duzină de incendii au avut loc în ultimul an. Incendii care distrug toată vegetația, flora, fauna, tot ce există acolo, pentru că oamenii, proprietarii, vor să construiască. Noi vrem să fie spații verzi, ieșim în stradă, protestăm și la protestul de azi a adus cineva un megafon sau o boxă cu microfon și multă lume s-a exprimat. Eu am filmat, mare parte din discuții, din discursuri le-am pus pe Curaj TV și deci pot să zic că mi-am satisfăcut nevoie de comunicare, de exprimare. Totuși, colegul meu de Hyde Park, colegul Adrian Vlad, a umblat azi prin metrourile din Berlin și s-a făcut chef de exprimare și a zis hai să facem microfonul liber, hai! Și am intrat în grupul de Facebook cu numele ăsta ca să facem un live. Dacă vrea cineva să participe cu noi în direct, aveți link de acces acolo, nu trebuie neapărat să aveți Skype instalat pe telefon sau pe computer, merge să participați și ca oaspeți, dacă vă interesează tema propusă de Oleg. Vrei să ne zici, Oleg, tema? Da, salutări la toată lumea. Sper că tu ai scris tema noastră astăzi. Nu, n-am scris-o nicăieri, am zis doar că e microfonul liber. Ok. Nu că am umblat eu pe la metro și ne-a venit în cap să facem microfon liber, a fost programat pe duminică ca permanent. Duminica trecută nu a fost microfonul liber, de atât că Oleg a fost în sat, am înțeles, și acolo nu prinde internet și am hotărât să nu-l deranjez. Corect am făcut, Oleg? Păi da, că aveam internetul limitat în sat. Da, și atunci eu am așteptat duminica asta, și am vrut duminica cei să discutăm despre discriminarea persoanelor care reprezintă LGBT. Corect eu spun în română limba? Da, e o abreviere de la lesbiene, gay, transexual, bisexual, dar acum la abrevierea asta se mai adaugă tot felul de alte inițiale, queer și intersex, ca să nu excludă pe nimeni. Dar da, putem să vorbim despre diversitate. Da, doresc să vorbesc, tema asta este foarte fierbinte, fiindcă eu apăr drepturile a tuturor oamenilor, nu că eu sunt socot că cum și gay, cum și lesbiancă, cum și alcoolic, cum și bețivul, da, în limba română spune alcoolic, bețivul, cum și așa care se îndrogează, cum și așa care fură, cum și așa care ușide, are toate persoanele au dreptul la trai, adică au dreptul să existe. Nu că noi Oleg, dar nu știu de ce le pui alături narcomani, alcoolici, tâlharii, hoții cu gay și lesbienele. De ce îi pui alături? Înșe, fiindcă ei cel mai mult discriminează LGBT. Fiindcă ei cred că ei sunt mai buni, dar ei deloc nu sunt mai buni decât LGBT. Tot așa ești pentru mine. Dacă disocotit că am ușit să mă exprim corect ca să nu discriminez pe toți. Hoțul nu poate spui că el e mai bun decât așa la... El spune că LGBT, el e pederast și el concine, sau cum în limba română spune, și, căroce, e pierdut om și nu trebuie să ai cu dânsul nimic. Dar hoțul, el e și e catat, e avut și el îți duce și fură la femei bătrâni,
la femei grăviți, fură bani, fură de la copii mâncare, adică orice bani care fură dintr-o familie, el poate o lăsat un copil fără mâncare și el nu se gândește la asta. Și dacă te-ai gândit cu gândul lor, înseamnă LGBT buni, straight, dar ei buni. Nu. Toți au dreptul la acces de trai. Toți au dreptul să exprime. Dar fiecare are dreptul la dragostea lui personală. Ia că dacă de pildă tu sau eu iubim băieți, așa e, Oreș, că tu iubești băieți sau nu? Da, toată lumea îmi place. Ia, și tu ești unisex la noi, da? Tu toți iubești. Eu sunt multisex, da. Ap de pildă, dacă tu iubești pe tot așalași, tot așa, tot, adină tot și pol, cac na românsk, cum scate? Da, același sex. Adină, da, sau același gen. Același gen, da? Apă, tu ai dreptul să-l iubești, deși nu. Tu n-ai dreptul să-l violezi, tu n-ai dreptul să-l agresezi, corect? Asta-i deamul, că noi nu propovăduim, cum spune, mulți spun că Oleg Brega, îți spun și îți spune de tine lumea, trebuie să știi și tu, Oleg Brega apere pe toți pedărași, LGBT. Zic, eu tot apăr pe LGBT, nini a zis că înseamnă și eu tot așa. De atâta noi zicem, noi nu apărăm drepturile ca să fie cineva, cineva violat sau agresat. Noi apărăm drepturile că omul, ca și așa la care iubește fete, tot ca și așa la care iubește băieți, ca băieți, dar are dreptul la la trai. Corect, Oleșca? Asta noi apărăm dreptul. Are dreptul la exprimare sa propria. Păi noi da, nu numai dreptul la viață, are dar și toate celelalte drepturi fundamentale trebuie să fie garantate oricărei persoane, indiferent de sex, orientare sexuală, identitate și tot așa. Pentru că deseori le se spune, da, lasă-i să fie gay, dar la ei acasă. Dar de ce să nu poată ieși în stradă să se exprime? De ce să nu poată face nuntă? De ce să nu poată înfia copii? De ce dacă tu, persoană hetero, ai dreptul ăsta, altora nu le dai acest drept? Dar stai, tu ai îndere că noi permitem lor să se ocupe cu sexul afară, dar nici la cealaltă care iubește pe fete nu se dă voie așa ceva. Dar de ieșit cu băietul meu sau cu, dacă eu fată și iubesc fata, apoi pe lesbianăcica mea, eu am drept să ies cu dus în parc, în restaurant, să șed, chiar și pot să o sărut, dar mă rog, de ce nu? Eu sunt corect? Oleg, eu am vrut să vă spun încă un lucru, că amul la Rusia cel mai greu și la Kirghistan, după ce Rusia a primit codul ăsta, la Kirghistan, nu de mult, vreo două săptămâni în urmă, tot. Total, o pus interzicere la LGBT, eu am băieți din acolo, din Moscova, care ne-au scris că la dânșă deamul asta s-o coate ca boală și ei încă pe dânșă licuiesc pentru asta. Deamul cu asfie, licuința, sau cum corect spune în limba română, tratament medical cu deasâlă, sau cum se numește asta, Oleg? Forțat, Nasim, obligator, da. Da, și asta și precum am înțeles de la dânș, un fel de licuire. Un psihiatru care e mai nenormal decât așa la nenormal, care e așa de vis-a-vis la de dânsul, a să licuiască pe mine, de pildă, de la, cum creștini spun, de la sodomie, da? Sau de la LGBT. Sau de pildă, eu știu foarte mulți oameni, când am fost acolo la magazinul, când plecam acolo, lucrători erau, care au schimbat sexul, adică înainte el era băiet, dar au făcut chept, au făcut, s-a făcut fată, căroce, știi? Și ea ca, cum să spune, eu nici nu am idee cum oamenii ăștia, ei acum ca să se ducă, să se întâlnească, ei iau avionul și se duc la Kamchatka și acolo se întâlnesc prin corpul. Tu te închipui, Oleg? Vorbești despre persoane transgen. Nu, așa la nou post trans, așa la post gay, da, mă rog, egal. Eu zic în total despre persoane LGBT. Că ei ca să întâlnească, e ca ei fug de la Moscova, că Moscova, că ei vor liber să șadă undeva la libertate și nu au dreptul nicăieri să se exprime cum îi iubesc.
Deja parcurile și ele care au fost înainte și știu că acolo ei se întâlnesc, adică la noi, în state, la Moldova, tot este un parc unde se întâlnesc gay, da, Oleșca? Sau ai auzit de dânsul? Da, știu, e pe lângă strada Matievici, parcă nu, Are sau Cogălnicianu. da. Și asta e, în apă la dâns și la Moscova, deja au închis parc. Nu că au închis parc, acolo șed special polițiști și dacă te văd, ap te amendează, te trag la răspundere și așa mai departe și așa mai departe. Ei Ca pe spun că timpul asta... sovietic, așa era în Uniunea Sovietică, așa era în Germania nazistă. Acum propaganda Kremlinului a lui Putin zice că ei luptă cu fascismul, cu nazismul din Ucraina. Dar în Ucraina nu sunt persecutate persoanele LGBT, așa cum sunt persecutate în Federația Rusă, mai ales în Cecenia musulmană. Oamenii chiar sunt vânați, bătuți, omorâți în Cecenia, dar în toată Federația Rusă se întâmplă acum. Cum se întâmpla în Germania nazistă. Deci Rusia e mai nazistă decât orice nazism arată ei cu degetul. Da, dar cum ți-a plăcut locuința cu desilă? Și tratamentul forțat, tot e ilegal. Eu știu că e ilegal, dar cum îți place ți ideea asta lui Rusia? Asta e total încălcarea drepturilor omului. Da, Mie. tratamentul medical fără acordul pacientului este un abuz, este o ilegalitate, inadmisibil în Total. orice stat de drept, dar Rusiei puțin îi pasă, a fost dat afară din Consiliul Europei, nu mai vrea să respecte Convenția Europeană a Drepturilor Omului, mâine poi mâine o să fie scoasă și din Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, așa că Rusia a devenit un stat nefrecventabil, un stat izolat, precum e Coreea de Nord, Iranul, Belarus. Eu vreau să vă zic, chiar și Sfânta Scriptură nu învață că tu să uciți pe omul șală, care, adică, el învață, pe noi Scriptura Iisus spune cum, dacă voi nu aveți păcat, i-aruncați primii chiatră, cine n-are păcat? Adică, el cu asta o arătat la farisei, că cei și au fost în vechime, asta au fost din motivul că ei au fost răi și înrăiți, și altfel ei nu recunoșteau, dar după cei ce au venit Iisus Hristos, el clar a zis, dacă sunteți fără păcat, când o adus pe curva și eu, știu, Oleg, Biblia bine o știi tu, apoi o adus pe curva și o zis că ia că o curvit, ce să facem cu dâns, să o batem cu pietrele sau ce să facem? Dar Iisus șede și disnează și spune, cine din voi nu cu păcat, lasă să se ducă și să aruncă cu piatra. Și trebuie să o lepădat femeia asta și femeia a rămas jie. Și Iisus o întreabă pe dânsa, e, și unde e cei care au zis că tu ești vinovat în ceva? Și eu zis, nu, s-o dus, Doamne. Zic, nimeni nu m-a judecat. Apoi eu zic, dacă tine nimeni nu te-a judecat, nici eu nu te judec. Du-te și mai mult nu fă greșeli. Asta, cu aista, situația asta, o arăta Dumnezeu care atitudine trebuie să fie omului în privința la orice om care are păcat. El i-a Clar. convins pe cei 12 prieteni ai lui, care poate că erau într-o minte cu el, dar pilda și ideea asta de cine n-are păcat să arunce cu piatra permite unor smintiți care se cred neprihăniți să arunce cu piatra, să tragă cu pistolul, să dea cu băta, cu vorba să lovească. 12 prieteni, asta și nu. Apostolii, nu? El cu Sfinți cine vorbea Iisus? apostoli. Cu acei 12 apostoli. Când a venit Maria Magdalena și a zis că, o, dar de ce o aduci că e cu păcat? Dar pe asta nu apostoli au zis, asta farisei au zis, un curci, Oleșca. Ei, lasă, până la urmă sunt tot acolo. Pe câțiva eu convins, dar pe alții nu-i poți convinge. Le zici, trageți cu piatra și chiar dau cu patra, că ei se cred neprihăniți. Da, asta nu au fost apostoli, asta au fost ca un fel de preoți de la evrei. Ai Harașo. înțeles? Da? Apoi că ei au venit cu săcercitea, dar și care au fost din biserică, că toți apostoli care la Iisus Hristos au fost oda pescari, sau au fost așa oameni care nu au fost reprezentanți, șefii bisericii. Ei au fost oameni simpli. Și, da, așa care aveau dreptul să ridică întrebarea că o păcătuit sau nu, au fost reprezentanți bisericii, ca cum la noi mitropolitul, știi, da? Ia ca așa ceva. Și
Mai Apropo spun de ce. mitropolit și patriarh, știi că ei nu pot fi căsătoriți, deci trebuie să fie neapărat călugări. Nu știu. Eu nu știu care e problema. Ne pare că episcop nu trebuie să fie căsătorit. Ne pare. Poftim, deci episcopii înalți, ierarhi, nu trebuie să fie căsătoriți, numai dintre călugări să aleg. Nu, dar sunt preoți care sunt preacucernici, preoți ăștia, preoți care au drept să căsătorească, dar sunt călugări preoți, asta alți călugări preoți, dar așa ne învață Scriptura, dacă Petru, Sfântul Apostol Petru, el a fost tot apostol, dar el era însurat și era. De atât că aici nici nu știu cum să e. Eu nu știu cum ortodoxie Nu știu cum era învață. el însurat, chiar era mereu cu Pavel alături, parcă erau drugi, papuși. Nu, uite, și aici e ca Biblia scrie că îi vedea domn Petrov, он увидел тещу его лежащую в горячке. И коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она стала и служила им. Адică Иисус, он трат la soacra lui Petru în casă când ei era în boală. Și el a vindicat-o și el s-a ridicat pe mine și deamul a avut grijă de toți care au intrat în casă să o spițească și așa mai departe. Adică Biblia ne arată că totuși Petru a fost însurat. Da. Dar noi vorbim despre gay. Ce facem cu gay, Oleș? Au dreptul ei la locuință? Nu au dreptul. Nu, cum te gândești? La Moldova n-a și tot așa. Că la noi jumătate ruși, jumătate țin cu România. Nu mai sunt jumătate ruși, jumătate sunt Belțul ia că vrei să facă autonomie, am auzit. 4% îmi pare că ruși, încă vreo 6% ucraineni, filoruși acum sunt mai puțin de jumătate. Mai ales după ce Rusia a invadat Ucraina, au văzut în ce hală își bate jos Federația Rusă de drepturi, de democrație, de integritatea statului și foarte mulți s-au lepădat de Rusia. Și cum de putut de ajutat la acești oameni? Care noi putem să dăm sfaturi? De ce am zis eu asta? Am zis nu. Ce De să-i ce? ajutăm? Oamenii o să iasă la vot, o să candideze, o să-și trăiască viața. Dacă nu o să vină Rusia cu tancurile să ne mai elibereze odată, gata, am scăpat de în brațele Rusiei. Mâine poi mâine o să rezolve și problema Transnistriei și a Găgăuziei, cale pașnică și legală, și Moldova mâine poi mâine aderă la Uniunea Europeană. Se pare că sunt discuții acum și cu NATO. Secretarul general adjunct NATO a fost la Chișinău zilele astea și mâine poi mâine o să intrăm sub umbrela, sub scutul de protecție NATO. Deci am cam scăpat de Rusia. Dacă ne apără armata ucraineană în continuare, ne-am scos. Tu ai în vedere că dacă Ucraina câștigă, noi și cu NATO sau și. Da, și cu Uniunea Europeană, și cu Ucraina, și cu România o să fim. Și, dar deși NATO nu poate să iei așa, Păi așa cum? De ce nu poate să iei pe Ucraina? Pentru că e în conflict acum atacată de Rusia, cu teritorii ocupate, la fel și Moldova are armată rusească de ocupație, are Transnistria, deocamdată nu putem fi luați de NATO și deocamdată majoritatea populației moldovenești încă nu vrea NATO pentru că a fost spălată pe creier mult timp de propagandă și se teme de NATO majoritatea populației. cum a petrecut la voi ziua LGBT în iunie? Tot am vrut să te întreb tine și n-am dovedit. Am auzit că ești cu flaca, ai fost cu steagul lor de LGBT. Cum se atârnă către tine lumea când te vede cu flagul ăsta? Nu spun că ești așa, la? Nu spun, aici la București e mai tolerantă, lumea e mai respectuoasă și Ziua Internațională a Persoanelor LGBT e pe 17 mai, dar marșul diversității a avut loc, Gay Pride-ul de la București, a fost cred că la sfârșit de iulie și a fost 24. minunat ca niciodată, vreo 15.000 de oameni eram în stradă. Eu am pe bicicletă un drapel din ăsta pe care l-am afișat acum vreo 5 ani când am participat la unul dintre Pride-urile astea și de atunci stă pe bicicletă și n-am avut
Niciodată, niciodată probleme cu steagul ăsta. El deja e rupt, e ros, e zgâriat. Dar nu l-a rupt nimeni, nu l-a scos nimeni. Bine, acum la ultimul Pride mi-am mai afișat unul fâlfâit așa și am lăsat odată într-o scară de bloc bicicleta mea și cineva mi l-a luat drapelul acela, dar nu cred că s-a răzbunat, ci a vrut să aibă și el sau ea un astfel de drapel și deci pot să zic că l-am împrumutat. Adică ai rămas pe drapelul LGBT. Da, dar e unul mic din plastic de care mai am vreo 7 acasă. Da, ia ca pe mine mulți mă întreabă dacă tu porți, tu și la Moldova ai purtat steagul ăsta și am avut întrebarea asta și eu îți dau întrebarea asta. Neinteresant pentru și oameni care întrebau să-i răspund. Pentru și tu, adică porți steagul ăsta LGBT. Pentru Pentru că că apăr drepturile omului și promovez diversitatea. Iar drapelul ăsta cu multe culori, drapelul curcubeu, înseamnă diversitate. Înseamnă că are drept la viață și drepturi egale. Și mov, și portocaliu, și galben, și albastru, și roșu. Câte culori sunt acolo? 6, se pare, cel puțin. Curcubeu are 7 culori roșu, tradiționale. aranjeve, oranj, galben, verde, albastru deschis, albastru închis și verde, da. Și violet sau, nu, violet la dânsul nu există. Ba da, eu văd că are drapelul meu, are și violet. Dar câți dar culori, ia-mi spune și mie. Roșu, portocaliu, galben, verde, albastru și violet. Abă, care nu ajunge? Tu ai zis două albastru, dar e un singur albastru. Un singur, înseamnă albastru întunecat nu ajunge, da? Sau deschis albastru E nu ajunge. întunecat ăla pe care îl văd eu pe drapel. La tine e întunecat. Da. Înseamnă albastru deschis nu ajunge. Dar ce înseamnă la LGBT culorile este? Poți să Nu pui știu, nou. poate înseamnă ceva, dar eu nu mi-am pus problema. Ce înseamnă în curcubeu culorile astea? Înseamnă Dar poți diversitate. să Nu știu spui la dacă... Pentru că cine sunt diverse comunități, au diverse drapele. Comunitatea trans are un drapel mai mult cu roz, comunitatea lesbienilor are doar două culori, parcă bisexuale și tot așa. Nu știu. Nu m-am interesat, puțin îmi pasă. Mie îmi place curcubeu și îl port. Și îl afișez. ți place anume curcubielul, da? Da. Apa aici nu-i curcubiel, aici e unul nu-i ajunge. Dar tu știi că eu împotrivă la așa că LGBT au făcut curcubielul steag. Ei, asta se numește hula asupra Domnului, fiindcă curcubiel, dacă tu asta citești cumva Apocalipsis, acolo e scris că tătă-i tronul Domnului în curcubiel, înțelegi cum? Și cei ce au făcut asta, eu dacă aș avea bani mulți, eu era să mă ajute cu compania LGBT, pentru că ei trebuie să aibă un steag care nu discriminează Biblia. Adică noi trebuie să purtăm orice de pildă, dacă LGBT apre drept LGBT, apoi ei nu trebuie să discriminează credința, adică oamenilor. Dar credincioșii nu trebuie să discriminează, ei trebuie să știe, să fiu învățați că asta nu e bine, așa învață Biblia, dar nu trebuie să fie agresiv împotriva la acești oameni. Dar cei că LGBT au luat și au făcut curcubiel în mod curcubiel steagul asta este cea mai mare hulă și un râs asupra Domnului în care tu nu crezi, Uleșca. Da, crede-mă, puțin îmi pasă de Domnul, dacă eu nu cred în existența lui, chiar puțin îmi pasă. Dar azi am trecut pe lângă cel puțin două spălătorii de mașini care se numeau Rainbow și aveau desenat un curcubeu acolo. Și aceia crezi că e hulă la adresa Domnului? Hai să nu exagerăm. Simbolul curcubeului de când lumea, pentru că e un fenomen natural pe care oamenii îl văd de mii de ani de când există viață pe Dar pământ. tu știi că la noi, la Germania, aici spălătorii sunt pentru LGBT. Tu de unde știi, poate tamanca asta e. Și acolo unde LGBT, să știi, la toate farmaciile, la toate magazinurile, sunt și așa ceva la Berlin, este steagul LGBT. Adică, așa care, stăpânul care susține LGBT, ei special o pun semnul ăsta la farmacie, la magazin, la asta e
la MOIC, la orice, adică instituțiile, acolo unde se susține partidul, adică partidul, persoanele LGBT. Ai știut de asta? Asta la noi în Germania așa ceva se face. Și la noi, de pildă, în Germania, încă un lucru se face. De pildă, dacă tu ești gay, așa, ca să nu strici așa cum la noi în Moldova, să nu la, ca să nu provoci alții să te discrimineze, ei port speciale inel pe mână sau speciale cercel, anume special LGBT, el are special semn. Și așa la care în temă, așa îi numesc asta în situație, așa la care în temă, el când se uită la om, el deodată se pricepe că aici e ideea noastră. E că ai știut de așa lucruri? Nu știu și nu cred. Majoritatea gayilor nu își declară identitatea sau nu o afișează, pentru că asta e un fel de stigmă. Dacă La voi în vrei Moldova, tu să te declari, să te România. arăți, să porți o insignă, un drapel, ceva și să marchezi felul că ești altfel, e voia ta, dar să te impună cineva, cum se întâmpla în lagările de concentrare naziste, li se cuseau un triunghi sau ce era acolo, un romb, nu știu ce, roz, asta e stigmă și încălcarea drepturilor omului. Dar eu ți-am arătat ce se face la Berlin, adică tu m-ai înțeles pe mine. Înseamnă RGB sau cum tu ai zis așa la moica și ea, autospălarea și ea. Rainbow, ce nu știe în engleză cum se zice la curcubeu, rainbow. Rainbow, ok. Înseamnă trebuie să faci un interviu și să întrebi, aveți curcubeu? Înseamnă susțineți LGBT și ei trebuie să-ți dai răspuns că da, că dacă spui că nu, tu trebuie să spui că la Europa, așa că tare să pun semnul special pentru că Coleg, orașul e plin de curcubei, și la grădinițe, și la școli, și la Chișinău este piața Curcubeu, dacă vrei să știi, lângă gara centrală. și fel de piață curcubiel, chiar dacă curcubiel acolo este sau și Așa se numește, piața Curcubeu. Și acolo și-i desenat un curcubeu mare și niște icoane sunt desenate pe gardul pieței cele și se vând rufe, unii terfe, asta, nu? goarfe, lângă gara centrală din Chișinău. Nu lângă primărie, nu? Nu, Acolo. lângă gara centrală, înspre Ismail încolo. Ia ca prima Strada dată. Alexandru cel Bun. Am filmat Da. niște conflicte pe acolo. Ia ca să-mi filmezi nou și un curcubeu de asta și să-mi de show. Bun, dar înseamnă noi n-am ieșit nici la o concluzie, noi nu avem să dăm niciun sfat la acești oameni. Eu vreau numai una să zic, la toți care înțeleg limba română, spun și în rusă special, și oamenii care sunt discriminați din partea țărilor, unde deja este interzis LGBT, voi aveți dreptul oficial să duceți în orice țară europeană și să cereți azil ca persoane discriminate de la LGBT. Все, кого дискриминируют как ЛГБТ, если государство запрещено, допустим, будет такой, ну как правильно, оно не так правильно назвать, ну как ход ЛГБТ, если будет запрещен, то вы имеете право попросить убежище в любой европейской стране на основании того, что вы как ЛГБТ, члены общества ЛГБТ, являетесь дискриминированными со стороны государства. Și voi trebuie să aduceți documente care confirmă, adică că cu adevărat țara asta interzice așa ceva, și adică să-i aduceți codul ăsta, codexul unde au fost pus punctul și ala, statia unde bine napecată na tom, că voi discriminați, că v-am zaprișino viscazvați собственные чувства, și вот тогда вы получите убежище в любой европейской стране. Numai asta ситуация поate să вас скъпи, să трăiți mai departe нормал. Dar dacă voi ați vă puneți cu, de pildă în Rusia, cu statul ei, ați vă închide, ați vă licuiască, ați vă tămâiască, așa, oleșcă. Da, numai că tu ai zis cumva nedrept că sunt unele țări unde deja se interzice. În
Tot mai multe țări deja se legalizează căsătoriile gay și adopția de copii, pe când în unele țări încă se mai încalcă drepturile persoanelor LGBT. Deci tendința în lume să se legalizeze, să se permită, să se liberalizeze totul. Da? Chiar se pare că în una dintre țările ex-sovietice, îmi pare că în Estonia sau în Latvia, în una dintre țările astea, prin decizia Curții Supreme, dacă nu greșesc, se permite legalizarea căsătoriilor gay. Pe când noi, România, Republica Moldova, rămâne mult în urmă, încă suntem comparabili cu Federația Rusă, Belarus și alte state totalitare. Dar ce am vrut să spun, că nu numai decât trebuie să vă însurați, asta eu nu înțeleg. Tu cum? Tu ești pentru ca să însoară băiet cu băiet, fată cu fată? Mie îmi pare că asta e imposibil așa ceva. Mie îmi pare că e posibil și dacă oamenii vor, au dreptul să căsătorească. Eu nu vreau nici cu fată, nici cu băiat să mă însor. Dar dacă omul vrea, dar dacă omul vrea să fie ăsta un drept pentru toată lumea. La fel și cu adopția de copii. Eu socot că asta e o leacă nebunie. Ca și nică, că tare în sax când te duci sau la biserică, trebuie să și soția și soț. Da, eu știu că la noi aici se cunună la Germania tot, dar nu există înscrierea, ca și la Dania, dacă știi, da? Dar ei sunt soare, adică să scriu la biserici catolici, adică catolici, biserica o scrie, cum tu s-o poți, asta normal? Ia că tu cum nu ești credincios, o susții catolică biserică că faci înscriere la gay. De biserică puțin îmi pasă, dar statul e obligat să înregistreze căsătoriile sau parteneriatele civile între persoane de același sex, pentru că oamenii ăștia au dreptul să întemeieze o familie. Și familia aceea trebuie să fie protejată de către stat. De biserică puțin îmi pasă. No, dar spune-mi părerea ta de biserică. Cum tu scoți asta, normal? Nu e normal să existe biserici în secolul științei și al cercetării cosmosului. Asta e normalitatea mea, când oamenii sunt atei și cred în știință. Dar vezi că viața bate știința și majoritatea oamenilor încă sunt credincioși, mistici, religioși. Unii încă cred în pământ plat, unii încă cred că soarele se învârte pe cer și nu invers. De pildă socot așa. Tu socoți că bisericii n-au drept să existe, dar eu socot că oamenii nu au dreptul să existe care nu recunosc pe Domnul și care îmblă calcă pământul sfânt degeaba și răsuflă de aer care de Domnul și nu prețuiesc și nu zic băda prostiluia. E că eu aici socot că ești oameni nu trebuie să existe. Asta e părerea mea. Și eu mult timp părere. Păi și dacă există, nu admiți că are loc sub soare și un astfel de om care crede în alt Dumnezeu sau nu crede deloc? Cum dacă există, dacă eu făcut bojica sau viața sau natura, este un plan, înseamnă că așa trebuie. Apăvieți tu altfel, înseamnă și biserica pentru cineva este un plan. Asta zic și eu, accept, admit că oamenii încă mai vor să creadă în adevăruri, în povești din astea simple, în loc să cerceteze, în loc să asculte de oamenii de știință, de teoriile sofisticate, complicate, mai degrabă cred în povestea că Dumnezeu a făcut totul în 6 zile, a 7-a s-a odihnit și pe om l-a făcut din stuchit cu țărnă și pe femeia a făcut-o din coasta lui și după aceea s-au înmulțit între ei. Din tema trecută care la noi a fost despre dragi, ți s-a scris un comentariu. S-a scris că tu trebuie să prețuiești, adică și pe cei care cred în Dumnezeu. Adică, da, păi prețuiesc, îi respect, iată, nu vezi să te respect pe tine, fac cu tine emisiuni. Asta e discriminare când tu te atârni așa, cu așa atitudine liberă. Noi o s-o cotim ca să exprimarea liberă, dar creștini s-o cot că tu discriminezi, nu numai prin comentarii și ala am știut de asta, mulți îmi spun că tu discriminezi cu părerea ta pe creștini, adică.
Poate oamenii nu știu ce înseamnă discriminare și folosesc inadecvat termenul. Aud pe unii că zic genocid, de exemplu, despre faptul că au omorât 30 de muște și două albine sau... Sunt oameni care folosesc termenii inadecvat. Dar N-am ce să lămurești le ce fac. înseamnă discriminare? Că noi, că suntem de la High Park, hai lămurim la oameni ce înseamnă discriminare și cum se numește, dar atunci când omul nu este discriminat, dar că pentru mine, cum ia ca de pildă, tu socoți că asta nu a fost discriminare, dar cum se numește așa că ești împotriva bisericii? Cum asta se numește? Poate Agresare. de, nu, poate desconsiderare, poate Disprețuire. dispreț, A, dar disprețuire. Tot așa ești discriminare. nu, discriminarea e un tratament inegal aplicat unor oameni din aceeași categorie socială, dar în baza unui criteriu protejat. De exemplu, doi oameni sunt tratați diferit pentru că unui bărbat și altui femeie. Apartenența de gen e un criteriu protejat. Dacă nu ești luat la lucru pentru că ești bărbat sau ești femeie, asta înseamnă discriminarea ta și cel mai des discriminarea o fac instituții sau persoane publice, instituții de stat sau persoane publice. Sau Discriminarea nu lăcuit. prea o face un om de rând. Un om de rând nu poate să discrimineze. Eu Bun, iată, îți dau o întrebare. Tu ții minte câte ori noi cu Sandu, a nostru fost coleg de la High Park, am mers la, chiar și cu tine, am mers la guvernul și depunem cererile în privință ca să-mi dai răspuns în privință la câinile ghid și să trage la răspundere magazinul numărul 1 care nu a primit atunci câinile ghid a meu. Și două ori ei pierdeau, nu știu de ce, cererile acestea. Și peste lună când noi venim după răspuns, îi spune, dar noi am pierdut, mai scriți încă o dată, mai scriți încă o dată. Și până acum nu am răspuns care decizie a fost luată de guvern, că ei trebuiau, lor și au fost de la drepturile omului scris special că ei trebuie să șobanii răsmătrele, cum în limba română să se se numește, examineze, da. să examineze și să tragă la răspundere, să o obligă numărul 1 magazin să pui emblema cu, da, chiar nu numai numărul 1 magazin, dar și toate magazinurile, emblema că câinele ghid are acces la intrare. Dar și când am câștigat procesul atunci, că totuși am câștigat, eu atunci, ei au scris la numărul 1 obligațiune, că ei sunt obligați să pui emblema asta. Și eu când am venit peste lună, că i-a dat 30 zile lor, nu au pus ei la numărul 1, aduc aminte, la Mircea cel Bătrân 1. Acolo la mine nu au primit pe câinile și paznicul a agresat cățelușul meu. Și eu când am chemat poliția și zic că iaca, ei au de la drepturile omului obligațiunea să pui emblema asta și ei nu pun. Și ei au zis, ia, da, noi să cercetăm, să vedem. Până acum eu nu am răspuns. Cum tu s-o poți? Asta e discriminarea sau asta halatne отношение? Cum se merge în limba română? Da, neglijență sau dispreț, dar discriminare e altceva. Dar tu nu te gândești că alt om poate cu câinile ghid tot să intre așa și tot a scade în situația asta din pricina că emblemele astea nu au fost pus și nu au fost informați toate instituțiile că câinile ghid are dreptul la intrare. Tu nu te gândești că mai poți să mai știu situația de ca și la mine. Sau de pildă, mâine vin eu înapoi cu câinile meu ghid, de pildă, și tot în aceeași situație din nou cad, nu? Nu te-ai gândit la asta. Asta n-a și discriminare. Asta da, dar faptul că îți pierdeau scrisorile cei de la guvern e doar neglijență. Dar noi ne ducem la European, la Uniunea Sovietică sau cum se numește European? Cum se numește în limba română Eurosaiu? Uniunea Europeană. A, eu corect am zis, da? Da, dar eu așa am înțeles că la noi Belțu vrea să fie autonom, Găgăuzia tot ceva văscupește, adică și mă tem că la noi tot așa e interzicerea la LGBT.
Eu sper că nu. Deocamdată nu există astfel de premize. Cine propune așa ceva sunt politicieni marginali, nepopulari, care sper să nu ajungă în nicio funcție sau să fie din când în când amendați de către Consiliul pentru Egalitate, de către poliție, Bun, păi, etc., etc. puțin ce am făcut, dar măcar am discutat, am arătat la lume că nu ne indiferent, că noi ne uităm după noutăți. V-am zis și chiar noutăți, posibil că nu toți au știut ce se face acum la Kirghizistan și la Rusia. V-am zis, nu mă gândesc că nimeni nu știe, dar de pildă LGBT de la Moldova ei știu despre asta. Și ai Orișca, Angela, o știi? Depinde, activiști ca Angela știu ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă în Moldova, dar mare parte din persoanele LGBT sunt oameni de rând care mulți nici nu conștientizează că sunt LGBT sau că au drepturi sau conștientizează, dar nu se informează foarte mult pentru că mimează, se prefac că sunt oameni obișnuiți, Eu vreau să hetero. vă... La noi în Chișinău tot este LGBT, eu tot am fost acolo. Păi Acolo acolo se... este o ONG, Oleg, este o asociație, dar asta nu înseamnă că acolo sunt toți gay și lesbienele și transexualii din Moldova. Aproape 10% din populația oricărei țări sunt Vreau să zic persoane lesbiene, gay, transexuali, bisexuali și tot așa. și acolo Dar în parte. ONG-ul acela sunt 30-100 de oameni. Deci, Da, spune Oleșca, din spune. 2 milioane, ăștia câte procente sunt? Nu sunt reprezentativi. Noi acolo când am fost înainte, noi ne strângem acolo, era psiholog și el mai lucra cu noi, adică vorbea acolo, ei mai juca niște întrebări, adică mai sunt aparte acolo psihologi pentru cei care sunt că ești transexual și pentru dânsul este un fel de susținere psihologică. Cine n-are, la cine este încălcate drepturile ca la LGBT, voi puteți vă adresați acolo, înainte a fost la Dăcuceaiu, da, Oleg? Acum tot mă gândesc că nu s-a schimbat adresa, sau s-a schimbat. Nu, îmi pare că sediul a rămas acolo. El înainte era pe Lev Tolstoi sau undeva în centru. Acum, de câțiva ani, s-a mutat la Doceav. La telecentru și asta și dacă voi aveți probleme și vă trebuie ajutor juridic, adică dacă vă discriminați pe voi cu LGBT, voi aveți dreptul să veniți, să depuneți cererea cu rugăminte ca juristul, asta tot un informații care vă dau eu, tot pentru ca să vă ajutăm, cumva măcar să vă ușurăm situația în oriunde n-ar fi, da? Și atunci organizația să uite dacă cu adevărat merge, vașa statia merge, ca pe limba, în limba română spune, dacă dosarul merge pentru ca să fie apărat de LGBT, eu își dau advocatul lor gratis și își apere drepturile tale. Dacă ai fost discriminat, poeta ai linii, cum în limba română? Cum se numește limba română asta? În domeniul ăsta, da, în Da, e că sub așa aspect este. că ești persoană LGBT. Dacă aveți părinți, dacă voi aveți... Rude, cunoscuți, ceva s-a întâmplat cu conexiunea lui Oleg, i s-a terminat internetul, probabil. În schimb, iată, avem un spectator și chiar niște comentarii de la Constantin Bobu. Ne transmite salutări de la Liviu și ne întreabă dacă am intrat în electorale. Dar nici eu, nici Oleg Adrian Vlad nu candidăm nicăieri. În Moldova, ambii suntem în diaspora, el în Germania, eu sunt în România. Deci nu avem niciun interes electoral. La ce candidăm, Oleg? N-am auzit Nu că m-au știu, nu. sunat. În Moldova sunt alegeri locale la început de noiembrie. Și Ai. deja a început perioada electorală, se adun semnături pentru a candida, pentru a înregistra candidaturi. Și Constantin întreabă dacă am intrat în electorale. Nu, eu cu tine nu participăm în campania electorală din Moldova. Poate el.
Nu ai planuri electorale pentru europarlamentare? Am planuri, dar asta se va întâmpla abia în iunie anul trecut. Anul viitor, nu anul trecut, anul viitor. Anul viitor în România vine cu cel puțin patru scrutine. Alegeri locale, alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale și europarlamentare. Dacă nu va fi cumva și vreun referendum ceva. Deci, da, eu fiind membru de partid și unul dintre liderii Partidului Verde, voi candida, probabil, dar până atunci avem alte probleme de rezolvat. Încă nu a început la noi perioada, campania electorală. Deci, eu mă ocup, iată, de dosare în instanță, dosare la CEDO, serviciu și voluntariat și proteste, apărăm spațiile verzi, etc., etc. Mi se pare că am pierdut legătura cu Oleg Adrian Vlad, de aceea mă gândesc să închid aici discuția. Avem 3 sferturi de oră de când vorbim și zic că e suficient pentru săptămâna asta. Poate data viitoare o să ne vedem tot duminică seară și poate o să vrea să participe atunci cu noi și Constantin și alte persoane. Urmați linkul de... Urmați linkul de sub acest video și participați în discuție.